Oare materia este totul? Ellen Watts, o lectură a actorului Vasile Calofir. Un corp viu nu este un lucru încremenit, ci un eveniment fluid, ca o flacără sau un vârtej. Doar forma este stabilă, căci substanța este un curent de energie care intră pe la un capăt și iese pe la celălalt. Suntem niște șerpuiri temporar identificabile într-un flux care pătrunde în noi sub formă de lumină, căldură, aer, apă, lapte, pâine, fructe, bere, stroganof de vită, caviar și pate de foie gras. El iese sub formă de gaze și excremente, dar și ca spermă, bebeluși, taclale, politică, negoți, război, poezie și muzică și filozofie. Un filozof, adică exact ceea ce se presupune că sunt eu, este un soi de țărănoi intelectual care cască gura și se holbează la lucrurile pe care oamenii pragmatici le consideră de la sine înțelese, cineva care nu poate scăpa de sentimentul că până și cele mai seci realități ale vieții cotidiene sunt incredibil de ciudate. Așa cum a spus Aristotel, începutul filozofiei este mirarea. Sunt pur și simplu uluit să știu că trăiesc pe un glob de piatră ce se rotește în jurul unei imense sfere de foc. Sunt și mai uluit că eu sunt un labirint, o frământare complexă, arabesc de tuburi, filamente, celule, fibre și membrane care au diverse pulsații în acest flux de energie lichidă. Dar ceea ce mă intrigă cu adevărat este că, în afară de apă, aproape toată substanța acestui labirint a fost odată alte corpuri vii, corpurile animalelor și ale plantelor. Și că a trebuit să o dobândesc prin crimă. Suntem creaturi rearanjate, căci existența biologică nu poate continua decât prin masacrarea și ingerarea reciprocă a diferitelor ei specii. Eu exist doar grație apartenenței la acest aranjament absolut straniu în care ființele prosperă devorându-se reciproc. Desigur, să fii devorat este dureros și nici eu nu vreau să fiu devorat. Deci nu mă împac foarte bine cu acest sistem. Dacă antreprenorii de pompe funebre nu vor veni primii de hack, faptul de a fi devorat de bacterii și de viermi nu ar fi oare răsplata cuvenită pentru nenumăratele vaci, oi, păsări și pești cu care m-am hrănit în decursul vieții? Mă întreb, este oare tot acest aranjament de măcelărire reciprocă o născocire bolnavă și diabolică ce se îndreaptă din ce în ce mai repede către o fundătură? Am văzut plante năpădite de păduchi, uscându-se și murind de la o zi la alta. Viața pare să fie un sistem care se autodevorează până la moarte și în care victoria este egală cu înfrângerea. Omului este ușor să imite păduchele de plante, căci pe măsură ce devine expert în tehnologie, vedem că este mai prădalnic decât lăcustele și peștii pirania. El devorează, distruge și poluează întreaga suprafață a planetei. Minerale, păduchi, păsări, insecte, apă potabilă, totul este prefăcut în suburbii și ape menajere, în rugină și smog. Între timp, înfrângerea deplină a inamicilor lui natural, de la tigrii la bacterii, permite propriei sale specii să cotropească tot spațiul disponibil. Iar temându-se de rapacitatea semenilor săi, el irosește o parte imensă din propria avuție pentru a fabrica arme tot mai ucigătoare și mai perimate pe măsură ce performanța tehnică sporește. Multe animale preistorice au dispărut din cauza armamentului lor supradezvoltat. Tigrul cu dinți spadă, din cauza că imenșii lui colți buni pentru retezat erau dificil de folosit, iar titanoterul din cauza greutății imposibil de susținut a nasului corn. Probabil putem accepta ideea că, așa cum individul moare, trebuie și specia să moară. Ca o consecință, energia universului va apărea în structuri și chipuri noi și va dansa după ritmuri diferite. Spectacolul va continua mereu, dar trebuie să fie el o agonie atât de cumplită? Trebuie ca prețul vieții să fie întotdeauna zdrobirea unor trupuri și nervi atât de sensibili de către colți ascuțiți? Dacă așa stau lucrurile, atunci, după cum spunea Camus,
Singura problemă filozofică serioasă e dacă este sau nu cazul să ne sinucidem. Mulțumesc frumos!